În cadrul zilelor Eminescu, festival desfășurat în perioada 12-15 iunie 2015, la Botoșani, Ipotești, Joldești, Suceava și Putna, Centrul Cultural Bucovina este partener al Consiliului Județean Botoșani pentru Congresul Național de Poezie, organizat odată la 2 ani în colaborare cu Memorialul Ipotești din județul Botoșani și Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani. Cu sprijinul Societății Culturale Raluca Iurașcu din Vorona, filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. În cadrul acestui eveniment, publicul sucevean este invitat să participe duminică, pe 14 iunie, la ora 18, la Cetatea de Scaun a Sucevei, la un recital de poezie susținut de invitații Congresului Național de Poezie, personalități din spațiul literar românesc. Obiectivul general al Congresului Național de Poezie este continuarea unui proiect cultural de anvergură națională, la care participă, pe lângă poeții botoșeneni și suceveni, poeți români contemporani din întreaga țară, dar și din comunitățile române din întreaga lume, poeți și editori străini, critici literari, toți contribuind la emularea unui fenomen deja consacrat, care aduce notorietate Bucovinei ca o adevărată capitală a poeziei, dar și realizarea de proiecte culturale comune în județele Suceava și Botoșani pentru a promova zestrea materială și imaterială acestui spațiu românesc. Pe de altă parte, evenimentul promovează poezia românească a momentului în rândul cititorilor, punând accent atât pe cunoașterea acesteia de către masa largă de cititori, cât și pe impunerea în rândul criticii literare românești a noilor valori poetice din România. Cunoașterea poeziei românești din provinciile din afara țării, din comunitățile din Uniunea Europeană și din alte țări ale lumii unde trăiesc români, în special poezia care se scrie astăzi. De asemenea, recitalul Congresul Național de Poezie de la Putna s-ar lega de ideea reeditării Țărbării de la Putna din 1871, idee care stă și la baza evenimentului trasee eminesciene organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene, Primăria Putna și Mănăstirea Putna, la inițiativa consilierului județean Mihai Grozavu. Ajuns la cea de-a doua ediție, evenimentul aduce în prim plan promovarea operei eminesciene în rândul elevilor din județul Suceava, precum și identificarea elementelor de memorie bucovinană, descifrate în vechile pietre funerare, crucele inscripționate și bisericile vechi din Bucovina, care amintesc de trecerea poetului național prin aceste locuri, precum și legătura poetului cu Bucovina strămoșilor săi. Se știe că Eminescu a călătorit prin Bucovina în anii 1871 cu ocazia Sărbării de la Putna și în 1875 cu ocazia inaugurării Universității din Cernăuți. La Putna, Eminescu, în calitate de principal organizator, a scris și a citit un poem dedicat evenimentului de 24 de strofe intitulat La Putna, oferindu-l mulțimii în copile realizate de tipografia Neamului Român din Iași. Pe teritoriul județului Suceava încă mai există urme ale existenței străbunilor lui Eminescu în Bucovina, localitățile Costână, Părhăuți, Călineștii lui Cuparencu și Călineștii lui Ienachi, Pătrăuți, Dumbrăveni și Bănești, putând dobândi legitimarea într-un itinerariu al parcursului bucovinean al poetului Mihai Eminescu. Evenimentul trasee eminesciene este conturat pe trei secțiuni. Concursul de recitare a liricii eminesciene la Putna, în scopul selectării și premierii celor mai buni recitatori elevi din județ. Concursul de artă plastică Universul Eminescian, la care se trimit lucrări realizate de elevi și inspirate din lirica eminesciană, precum și concursul de fotografii document contemporanii lui Eminescu, prin care sunt identificate, curățate și fotografiate morminte și biserici mai vechi de anul 1889 din localitățile în care își au reședința, indiferent cui aparținau acele morminte. Tematica o reprezintă însăși memoria bucovinană, care încă mai poate fi parțial salvată, în condițiile în care vechile pietre funerare și crucile inscripționate sunt lăsate în paragină, degradate sau smulse din cimitire, pentru a face loc unor monumente funerare noi. Elevii care au câștigat faza județeana acestor concursuri sunt invitați pe 15 iunie, împreună cu profesorii îndrumători, la Mănăstirea Putna pentru festivitatea de premiere. Premiile sunt acordate de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina în cadrul evenimentului trasee eminesciene. Mănăstirea Putna a reeditat cu sprijinul Centrului Cultural Bucovina cartea Eminescu, Viața, a autoarei Zoe Dumitrescu-Bușulenga, care va fi oferită pe 15 iunie participanților la evenimente.